De v-ați ascuns la Talking Cash partea a doua. Dacă nu știți regulile, atunci intrați la prima parte și priviți-l până la capăt și apoi întoarceți-vă înapoi. A fost foarte tare, atât de tare ne-a plăcut că noi venim cu partea a doua. De data aceasta vor căuta Jasmina și apoi Melissa. Da? Și avem antibonusuri. Deci, iubita, e camera da? Și pleci la baie. Ne-ți gata? Da! Eu mă duc. Și număr până la 60 și apoi închid ochii și... merg să-i caut. 1, 2, 3, 4. Haideți, știți care e prima? Punem timpul, iubita. Deci așa. Lole. Hai tu. Asta. Se bați. Tare din palmă la fiecare 3 minute, amică. Numără până la 200 și apoi bați tare din palmă. Ok? Da. Vă știți cum? Făcuța, făcuța. Să nu uiți, dai tare din palmă. Cum tu. Hai. Să stârnuți la fiecare 1 minut. Aoleu. Aoleu, da. Hai ca și eu. Eu să vedeți asta galbenă. Să streci cot-codac la fiecare 2 minute. Eu am o idee, mă ascund eu. Eu mă ascund chiar aici pe masă. Gata. Lângă mine. Și să zici asta. Este în modul împreună. Mai creșit cu mine. Ascunde-te, unde vrei tu sus, hai, făcuța sus. Vrei jos, dar nu rămâne jos. Ok, pleacă. O să fie foarte interesant. Noi toți trebuie să suntem la primul nivel. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Deci e rândul meu să ies și punem masca și... Eu caut, cine nu e gata, iau cu lopata. Eu nu cred că sunt la primul etaj. Ce asta? Ce asta? Eu mă gândeam că toți se vor ascunde cu oada trecută sus. Așa. Ce asta a fost? Asta era tăci cu Samelisa? Așa. E greu cu ochii închei, mă trebuie să nu mă lovesc cu capul sau cu bani, ceva. Asta e ce? Este picioare cuiva? Cine e asta? Asta te zic că am mâna spre mare pentru Melissa. Asta tu ești sigur? Da. Ce? Stați! Ce? Voi toți vă sunt ascunzi la primul etaj pentru că v-ați gândit că eu mă voi duce la al doilea etaj? Dacă eu acum o să găsesc rapid pe Melissa, păi asta cred că va fi cea mai rapidă rundă. Deja mă gândesc că Melissa tot poate fi pe aici, așa că eu o căutam mai atent. Aici e baia. Aici tot poate fi cineva. Nu cred că cineva poate s-a scos la pescări, dar eu oricum voi merge așa că cumva, dacă se cineva, s-a scos. Deci, fiecare colț trebuie de... Opa, ușa? De-l căutat. Aici, baia. Mai mare, o dată. Cineva a făcut ceva gălăgie.
Cine asta? Ce asta se auzit? Nu știu dacă te-a auzit. Cine e aici? Parcă nu-i. Ce locul ăsta? Dar eu aici m-am ascuns de trecut la primul, la prima parte. Așa că nu-i trec aici. Ea poate fi pe pat. S-a supat și l-a făcut tot. Parcă n-ai nimeni. Asta e ursă? Nu. Ea poate fi sau la mansardă sau la părinți în cameră. Apropo, ea poate fi și aici. Am să întorci camera, ai mers. Iată? Da, iubita. Da, eu am fost aici și n-am văzut-o. N-ai, nu te-a plecat terara la jos. Super! Acum merge Melissa să vedem cum se va descurca Meli. Melissa a plecat la spălătorie. Da. Numere până la 60, da. Bine? Da. Sunt curioasă să facă ea. Deci, 1, 2, 3. Polei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, tata, să eu prima. Hai. Eu pot să mă ascund în camera la părinți sau jos. Nu, mă pun cu cadrul mijloc camerei aici. Iată așa, chiar în mijloc. Deci, eu am două variante. Sau mă ascund aici sau eu aici, după ușa asta. Eu cred că mi-e faină aici, eu pot acela să mă așez, după că nu o stau în picioare. Deci, pun timerul de 3 minute. 3 minute sau porniți. Cine nu-i gata, da, ai top masca. Da. Hai, pune masca. Thank you.
televizor. Sunt foarte curioasă cum se face pe Melisa și cât timp îi va lua să ne găsească pe toți. Am înțeles. Uite, scălea de un suză că nu-i nimeni aici. Dacă se urcă sus aici, mă lasă repede. Păi, cred că nu e aici. Mă bucur că nu am descos de jos. Dar stau cu gata fix cu carte. Și dacă e atracoace, mă găsește. Acoperi, pune masca, pune masca, nu scoate masca. Ea a lăsat ușa aia deschisă și nu pot să vorbesc normal cu voi. A rămas tăticul, da? Hai! Nu știu, tăticul, eu nu l-am văzut cum s-a scos. S-a scos cât foarte bine. O să fie greu să-l găsești. Tu-i jos, mămică? Crezi că el este jos? Cum crezi? Ce poate fi? Ticu, pentru că de-a luat picioare. Dar Ticu poate fi, crezi că de Ticu, da? Da. Zici, ce? De ce? Adică, cum i-am putut să cauți? Tu știi că el poate fi spatele tău, da? Da. Trebuie cumva rămâni doar să-l atingi. Dar tu ce, l-auzi? Trebuie să-l dai într-un colț, iubita. L-aude, da. Trebuie să-l dai într-un colț, Ticu, să-l dai la colț și să-l prinzi. La perete, la perete! Bravo! Bravo, mami! Da, mică, ce ești? Eu nu m-am așteptat, n-am făcut nimic să știu. Eu știu că hop și... Brusc te-a apucat, da? Nu, este... Dar tu te gândi că chiar mergi. Da, foarte gălăgivos, adică. Da? Eu nu m-am auzit. Dar eu te-am auzit tocmai la sfârșit. Ok, de să închidem aici camera. Și această parte a fost foarte amuzant și faină. Prima, a treia parte. Dar cred că o să facem deja în altă locație și mai târziu. Vom pleca în curând într-o vacanță și vom face acolo multe provocări foarte interesante. Într-o locație pe care voi încă nu ați văzut-o. Da, plecăm într-o vacanță iarăși de o lună de zile și vom vizita două țări și patru insule. Așteptăm! Voi nu uitați să dați like, să scrieți în comentarii dacă vă place ideea noastră și vă spunem pa, pa! Nu uitați să vă abonați! Rămâniți cu noi să vedeți vlogurile din vacanța noastră! Pa, pa!